O bătrână din județul Cluj s-a trezit cu o mașină în propria curte. Un șofer neatent i-a distrus gardul și fântâna după ce a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea. Un bărbat care se afla în mașină a ajuns la spital în urma accidentului. Accidentul s-a petrecut în localitatea clujană Iclod. Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în poarta unei case. Proprietara a tras o sperietură zdravână când a văzut ce i s-a întâmplat. Mașina s-a oprit într-o fântână de lângă gard. Autoturismul a fost distrus aproape în totalitate. Două persoane se aflau în mașină în momentul impactului. În timp ce șoferul a dat explicații oamenilor legii, un pasager a fost scos de salvatori din autoturism. Victima a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Cluj. Poliția anchetează acum cazul pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Cel mai probabil, bărbatul va trebui să-i plătească bătrânei reparația întregului gard.